bine? Poți să lași radio-ul deschis? Mulțumim. Bună dimineața, bună dimineața! Salut Claudiu, salut Vasi! Ciao Giudita! Buongiorno! E bine, dragii mei, bine v-am găsit din nou la o săptămână de antrenamente împreună, da? Tot timpul, de luni până vineri, de la ora 9, începem antrenamentul nostru împreună, ok? Sper că pentru voi a fost un weekend plăcut, liniștitor. Te salut, Adriana, ceau, Ana. Sper că totul este în regulă, sper că toată lumea este sănătoasă și că putem să facem din nou antrenamentul împreună, ok? Antrenamentul de astăzi, nu uitați, aici cum începem săptămâna, da? Știți că am vorbit data trecută de fructul nostru de după antrenament. După ce o să terminăm antrenamentul, o să vă rog postare, fotografie sau să-mi scrieți într-un comentariu fructul vostru pe care îl mâncați după antrenament. Nu uitați, în primele 30 de minute este important să mâncăm un fruct. De ce? Pentru că corpul nostru va asimila mult mai repede ceea ce noi ardem în timpul antrenamentului. Pe lângă caloriile mult visate, ardem și pierdem și fibre și vitamine, așa că următorul obiectiv al nostru este să ne obișnuim să mâncăm după antrenamentul un fruct. Ok? Vă salut pe toți, sper că toată lumea este pregătită. Astăzi, în antrenament, o să introduc benzile elastice. Cine nu are niciun fel de problemă, aveți acolo un link, după ce vedeți postarea, vă ajut cu un link pentru cei de la Decathlon, ne puteți să vă comandați. Însă, dacă nu aveți niciun fel de problemă, putem să lucrăm fără. Ok? Bun. Dăm drum la treabă. Ok? Bun. Ușor, jos de gleznă, da? Sus. Jos, ușor, da? Sus. Ușor, jos, împingem, da? Sus. Și împingem spate. Sus. Și împingem spate. Bun. Aici, mult, revin. Mult, revin. Ok? Bun. Împinge. Ok. Bun. Alternativ, un braț sus, celălalt împing maxim. Ok? Alternativ, împing maxim sus. Diagonală, mult aici, da? Revin. Diagonală, revin. Ok, rămân pe loc. Bun, aici, stânga-dreapta, mult. Mă uit după brațul din spate și mă răsucesc pe piciorul care rămâne în față, pe vârful lui, da? Aici. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutul și de drumul la bazin. Da? 1, 2, 3, 4, 5, ok, schimbă direcția, 1, 2, 3, 4, 5, ok, bun, scutură, sus, jos, ok, picioarele bine întinse când cobor, expir jos, ok, și 1, 2, 3, 4, ok, 5, scutură. Bun, de pe loc, începem aici. 1, 2, 3, da? Când mergem cu genunchiul sus, spatele va rămâne drept, vârful îl orientăm în sus, da? Aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutur. Acum vom ridica genunchiul în lateral și 1, 2, 3. Da? Încercați să deschideți cât mai mult aici bazinul, să nu vă întoarceți, ci să țin bazinul cât mai drept către voi, da? Cât mai paralel cu voi aici și să ridic genunchiul cât mai mult în lateral. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bun, scutură, scutură. Acum vom face alternativ una în față, una în lateral. Da? Vom face pe dreptul, mâinile în șolduri, spatele drept. Nu uitați de expirație, da? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Scutură, scutură, scutură. Și partea cealaltă. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Bun, 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 bun. Scutură, scutură. Ok? Vom face 10 genoflexiuni, un pic de activare, după care o să vă arăt următorul exercițiu. Ok? Bun. Începem. Da? Ușor, nu vă grăbiți. 1, 2. Nu uitați, strângeți bine fesier când veniți sus, spatele drept și expir sus, da? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bun, scutură, scutură. Vă spuneam că vom face, vom lucra astăzi și cu benzile elastice, da? Avem 3 benzi elastice în funcție de cât de pregătiți sunteți sau cât de intens vreți să simțiți antrenamentul. Banda portocalie este cea mai dură, vine albastră care este medie, iar azurul vine cea mai de jos. Vă recomand să începeți cu cea mai de jos, nu pentru că nu ați fi pregătiți, ci pentru că trebuie să vă obișnuiți cu mișcarea. Ok? Bun. O să o pun pe banda azur deasupra genunchiului și o să vă arăt următorul exercițiu. Da? Dacă nu aveți elastic, niciun fel de problemă, bandă elastică, puteți să lucrați și fără. Ok? Însă, va lucra mult mai bine partea de mijloc. Încercăm să întărim psoasul, gluteul, da? Este o zonă foarte importantă pentru noi. Să știți că mușchii fesieri sunt cei mai puternici din corp și sunt cei care ne dau, ne ajută să avem o postură bună. În momentul în care fesierul nostru nu este antrenat, automat și postura noastră are de suferit. Ok? Bun. Poziție de semi-genuflexiune, da? Am pus banda deasupra genunchiului, cobor ușor cu fundul în spate, în semi-genuflexiune, rămân, pun presiune în elastic, genunchii merg ușor în spre exterior, da? Și de aici încep să fac 3 pași. În laterala mea dreaptă 3 pași, revin înapoi. Cine nu are, este important să rămână în poziție de semi, nu de jos la 90, ci de semi genuflexiune, spatele drept, pieptul nu trebuie să fie aici, ci sus, scos afară, da? Și începem. 1, 2, 3. Bun, sus. Și 1, 2, 3, sus, bun, și coboară, și 1, 2, 3, sus, bun, și coborăm, și 1, 2, 3, sus. Ca să vă ajute la mișcarea asta laterală, stânga-dreapta, gândiți-vă că aveți un tavan foarte jos. Nu trebuie să fac mișcarea sus și jos, ok? Ci rămân la nivelul ăsta, da? În momentul în care am coborât, aici. 1, 2, 3, după care mă ridic. Ok? Bun. Bravo, bravo, bravo. Acum, de pe loc, puteți să faceți și cu banda la deasupra genunchilor și fără. Ok? Poziție de semigeno, ușor, da? Și încep să ridic. 1, 2, 3, 4, da? Aici spatele rămâne drept, bag pieptul în față și ridic lateral. 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, scutură, scutură. Piciorul celălalt, da? Aici, da? Ușor jos și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, scutură, scutură. Ok, următorul exercițiu, voi ridica ușor genunchiul sus, da?
aici, chiar dacă nu este bandă, niciun fel de problemă, ridic genunchiul sus, un pic mai lent, mă interesează să duc genunchiul cât mai sus. Cine nu are bandă? Cine are bandă, da? Ușor flexat piciorul de sprijin, pieptul scos afară și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Bun, schimb piciorul aici, piciorul de sprijin ușor flexat sau în echilibru, da? Spatele drept, privirea în față, bărbia sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, scutură, scutură. Ok? Acum vom face 10 genuflexiuni, da, normale. Ok? Este important când faceți genuflexiunea să meargă înspre exterior genunchii. Când vă ridicați, strâng fesierul și expir. Pentru cei care lucrează cu benzi, important este să controlez eu elasticul și când mă ridic să nu-mi vină în interior, ok? Deci când mă duc, genunchii se ridică drept, da? Fără să-mi facă stânga-dreapta aici, ok? Deci cobor, mă ridic sus, ok? Vom face 10 genuflexiuni, nu mă interesează intensitate, ci mă interesează să facem cât mai corect. Cei care nu au benzi, împingeți în exterior când coborâți, când vă ridicați, la fel, pe aceeași direcție, ok? Începem și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, scutură, scutură, scutură. Nu uitați, pe live aveți acolo link-urile, puteți să intrați să vă comandați benzile, aveți acolo articole cu care o să lucrăm, o să adăugăm pentru că cumva o să creștem intensitatea antrenamentului sau a exercițiilor, așa că cu siguranță o să vă ajute. Bun? Ok, reluăm ce am făcut prima oară, da? Poziție laterală, da? Spatele drept, tavanul aici deasupra capului, nu pot să mă ridic și merg 3 pași în dreapta și revin, ok? 3, 2, 1 și 1, 2, 3, revin, 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, bun, 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 scutură, 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 ok, acum vom face 10 genuflexiuni, în momentul în care cobor, mă ridic, împing lateral. Ok, deci încă o dată, dacă nu aveți benzile elastice la picioare, niciun fel de problemă, lucrăm fără. Ok, începem. 10 genuflexiuni, alternativ, ridicăm piciorul lateral foarte puțin, nu mă interesează să duceți piciorul foarte sus. Ok, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, scutură, 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 scutură. Bravo, 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 nu uitați. Folosiți-vă pauza, beți apă tot timpul. Ok, bun. Acum, următor exercițiu, așa cum am făcut, poziționat de semi-genuflexiune, cobor, picior de sprijin ușor flexat, piciorul celălalt îl țin în aer și încep 10 repetări, da, aici, ușor, picior de sprijin ușor flexat, spatele drept, 10 repetări și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Este important să țineți abdomenul tare, pentru că altfel o să vă mișcați, o să-ți plece bazinul, da? În momentul în care ține abdomenul tare, sunt ferm pe poziție. Partea cealaltă și 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, 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 scutură. Ok? Acum ridicări, da? Aici. Cine nu are bandă elastică, ridică cât mai sus genunchiul. Cine are bandă elastică, piciorul flexat, ridică aici la 90 de grade. Ok? Avem 10 pe dreptul, 10 pe stângul. Bun, începem. 3, 2, 1 și 1. 2. Ușor, piciorul de sprijin flexat, abdomenul tare. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scutură, scutură. Nu uitați, țineți abdomenul tare, da? Să aveți control pe exercițiu, ok? Respirați și expirați tot timpul, nu lucrați cu respirația blocată, ok? Celălalt picior și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Ok, scutură, scutură, scutură. Bun, 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 bun. Ok? Acum o să dau jos elasticul cu care am lucrat, da? Cel mai ușor, da? Și vom face skip. Dus, întors, da? Același lucru ce am făcut, 3 pași. Mers, acum vom face skip de 2 ori. Dus, întors, dus, întors. Ușor cumva să descărcăm zona pe care am lucrat. Ok? Și skip lateral. 1. Și înapoi. Și încă o dată. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Bravo, 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 scutură. Ok? Vom pune banda albastră sau banda medie din nou la genunchi. Da? Am activat zona, da, de mijloc, de fesier, de psoas. Cealaltă lucrăm cu ea aici la brațe, la palme, la încheieturi va veni banda elastică. Cine nu are, poate să facă cu un prosop, da, pentru că o să vă arăt exercițiu. În momentul în care ne lăsăm, pur și simplu trag bine de prosop, ok? Revin și trag bine de prosop, ok? Bun. Începem. O să avem 10 exerciții. În momentul în care cobor în genoflexiune, automat brațele merg și pun o tensiune în elastic. Revin. Bun. Și pentru a activa zona posterioară, lombară, da? Postura este foarte, foarte importantă. Ok? Începem. În 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Nu uitați, dragii mei, la această poziție, acest exercițiu. Este important spatele să fie cât mai drept, pieptul scos afară. Nu-i dau drumul aici, da? Fesierul când vin sus, la fel strâng, contact pe toată talpa, da? Deci nu mergem pe vârful picioarelor, genunchii. Nu merg peste vârfurile picioarelor, pentru că altfel punem presiune pe genunchi, pe articulații. Ok? Începem a doua serie la fel. Ok? Începem. 3, 2, 1 și 1. Brațele cât mai întinse și cât mai deasupra capului. 2, 3, strânge fesierul sus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Bravo, bravo, bravo! Urmăriți-vă tot timpul exercițiul, ok? Urmăriți-vă, fiți atenți la genunchi, să nu meargă în interior când cobor și iar la fel când mă ridic, la fel să nu-mi plece genunchii. Asta înseamnă că trebuie să țin abdomenul tare și oarecare tensiune pun în elastic, în banda elastic, să mă ajute. Plus,
să lucreze zona de mijloc, ok? A treia serie. Începem. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Încă o dată, dacă nu aveți benzi elastice, folosiți un prosop, da, pe care să trageți, să puneți o tensiune, da, pentru a activa și umerii și partea din spate, ok? Bun. Din nou, benzile jos. Ok? Un skip în față, ne întoarcem, dus, întors, da? Aici. Și dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul și descărcăm, descărcăm și încă o dată. Bun, 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 bun. Ok, pauză, pauză, pauză. Ok, bun. O să fie parte din antrenamentul nostru ceea ce lucrăm cu benzile. Activează foarte bine, da, tot ceea ce înseamnă, așa cum am spus, zona de mijloc, plus parte de abdomen, plus parte de spate. Ok? Bun. O să facem astăzi un exercițiu piramidă, îi spunem. O să avem, da, primul exercițiu, o exercițiu 50 de jumping jacks, da? După care coborâm numărul la următorul exercițiu, ok? Deci, ceea ce am lucrat cu benzile poate să fie și parte de antrenament, dar și parte de activare, da? Este un exercițiu foarte bun atunci când lucrezi cu benzile elastice de prevenire, da? De prevenire a accidentărilor. Pentru că atunci când noi nu stăm bine aici, fesierul nu este antrenat, partea de abdomen, psoas, atunci riscăm să ne accidentăm. Ok? Bun. Începem primul exercițiu, da? Deci începem cu primele exerciții, vor fi 50, 50 jumping jacks. După că venea Mugiu, după care coborâm la următorul exercițiu. Ok? Începem și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, bravo, bravo! Da, am avut 50 de jumping jacks, următorul. Da, avem 40 de genunchi sus. Puteți să faceți alergare sau puteți să faceți cât mai rapid aici, da? Dacă locuiți la apartament și nu vreți să deranjați vecinii, indicat este să ridicați cât mai rapid genunchii. Dacă locuiți și aveți posibilitatea să faceți alergare cu genunchii sus, este foarte ok. Ok? Beți apă în timpul exercițiilor, da? În pauze, de fapt. Ok? Da? Începem. 40. Sus. Da? Începem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Bravo, bravo, bravo! Pauză! Super, super! Bravo! Următorul exercițiu, da? Mountain climbers, da? 30. 15 pe fiecare picior. Ne poziționăm jos, da? În poziție de flotare.
Și ducem alternativ genunchiul la piept, da? Pauză, pauză. Bun, 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 bravo, bravo, bravo. Nu uitați, dragii mei, după antrenament, mesaj. Fructul vostru pe care îl consumați în primele 30 de minute. Și de unde urmăriți antrenamentul, da? Locul, orașul, pentru că am văzut foarte mulți sunt și din Italia și încă o dată o să vorbim după antrenament despre asta. Bun, începem. Exercițiul numărul 3, 30 de mountain climbers, ok? Începem. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Bravo, 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 bravo! Următorul exercițiu, avem 20 de squat. Venti squat, ok? 20 de genuflexiuni. Nu uitați, în funcție de cum doriți să-l simțiți mai intens, puteți să schimbați poziția mâinilor. Aici în față, aici la șold sau la ceafă, ok? În funcție de cum doriți să-l simțiți mai intens, fiecare poziția mâinilor, face un pic mai mult exercițiul să fie mai intens, ok? Bun, începem. 20 de repetări, 20 squat, ok? Cominciamo. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bun, 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 bun. Scutură, scutură, scutură. Bun, bravo, bravo. Toată lumea este ok. Cristina, dacă te doare, faci fără să duci piciorul, decât miști ușor în față, în fandare, da? Cine încă are dureri controlate, este important să ne accidentăm. Sau dacă simți o durere care rămâne aceeași intensitate, poți să lucrezi. Însă o durere când crești în timpul exercițiului, este bine să schimbi exercițiul sau să te oprești. Ok? Bun. Următorul exercițiu, da, pentru cine are durere poate să rămână atât timp cât noi lucrăm fix, ok? Per chi non può fare il prossimo esercizio può rimanere fisso così o jacks plank jump in. Așa, da? În poziție de frotare, ducem, venim în săritură cu picioarele la nivelul palmelor și revenim. Vom avea 15 sărituri, ok? Începem în 3, 2, 1, aici și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bun, sus, 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 sus. Să vreau acum la voi cât încă sunteți după exercițiu, un schimb lateral dus întors, un schimb lateral în față și ne întoarcem cu o dată, da? Dați-i drum. Și, 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 și. Ține, 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 ține și cu fața. Și încă o dată. Ok, pauză, pauză. Bun, 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 bun. Beți apă, beți apă. Rolul acestui skip după un antrenament sau după un exercițiu pe care l-am lucrat este și a nu rămâne cu senzația de
corp greu, de oboseală. În momentul în care ai făcut skip-ul ăsta, automat dispersezi și elimini această încărcătură, ok? Bun, dragii mei! O să luăm salteaua și o să facem câteva exerciții pentru postură. Am mai făcut și săptămâna trecută. Știu că foarte mulți dintre voi mi-au mai scris și sunt probleme pe partea asta. Încercăm să o îmbunătățim. Ceea ce lucrăm la antrenamente o să vă ajute cu siguranță. Este important să începem să lucrăm cât mai corect. Dacă aveți o oglindă, dacă aveți, nu știu, lucrați cu cineva în casă, este important să vă uitați unul la altul, să ascultați indicațiile mele, dar să vă și corectați, da? Bun. Bun. Ok. Punem salteaua jos, dragii mei, facem câteva rulări, da? Detensionăm un pic coloana pentru că am lucrat la sărituri, da? După care începem și facem exercițiile pentru postură, ok? Judita, faceam adesso un po' alungamenti per la schiena, dopo facem qualche esercizi per le posture, ok, Ana? Bun. Ținem genunchii bine strânși, da? Ne lăsăm până pe omoplat, venim pe toată talpa de 5 ori și 1 2 3 4 5. Ok? Bun. Primul exercițiu pentru partea din spate. Avem izometrie, da? Poziție în 4 labe. Da? Sper să mă văd bine. Sper că mă puteți urmări. Da? Aici. Un braț se ridică la nivelul capului, bicepsul atinge urechea, celălalt picior, deci brațul drept în față, piciorul stâng se întinde bine, bine în spate, împing în gălcâi, vârful trag către mine, aici. Da? Nu știu dacă mă vedeți. Deci braț în față și piciorul aici la nivelul corpului împing în gălcâi. Da? Vom avea 10 secunde pe poziție, capul rămâne în pământ, în prelungirea corpului. 10 secunde. Și picioarele bine depărtate, brațele la nivelul umerilor, brațul drept ridicat, piciorul stâng și rămâi acolo. Vârful piciorului de sprijin va fi în pământ. Și 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, schimbă. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Relasează un pic spatele, te duci cu fundul pe călcâi, întinzi brațele, bagă capul acolo și întinde. Ok. Următorul exercițiu, la fel. Da? În poziție de 4 labe, da? Aici, brațele, palmele cad sub umăr, numai în față, numai interior. Vârfurile picioare, tot așa, în pământ. O mână la ceafă, da? Trag bine aici, fac bine arcuirea. Mâna la ceafă, cobor și trag mult, deschid. 1, de 10 îl vom face, da? Și 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, ok. Celălalt, da? În 4 labe, mâna la ceafă, capul în pământ, cobor și 1. Coborârea este importantă să vin la nivelul umerilor, să nu mă duc mai jos, da? Ci vin aici, la nivel, la poziția inițială, deschis foarte bine. Aici lucrez practic când deschis foarte mult. Ok? Începem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Bravo!
Următorul exercițiu, da? Vârfurile în pământ, întinși pe spate, palmele, brațele la nivelul bazinului, ridic doar corpul, da? Doar corpul se va ridica, picioarele în pământ, ok? Aici. Sper să mă vedeți, ok? Începem. Să dai un pic mai jos. Ok, bun. Începem. La fel, da? 10. Dar cât de bine, extensia să fie cât puteți voi de maxim. Când vin jos, nu mă las cu pieptul pe sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Vino, relaxează spatele, relaxează. Întinde bine acolo, întinde bine, întinde bine. Bun. Următorul exercițiu, da? Exercițiu pentru înotători sau pentru cei care știu să înoate, da? Aici. Exercițiu forfecări în față cu brațele, da? Și în spate la fel, forfecări, da? Capul la fel, în pământ, în apă, da? Și facem forfecări, pentru că dacă ținem capul sus, punem presiune pe cervical. Ok? Cine știe să înoate? Cine nu? Ca și mine, aici pe uscat. Ok? Dăm drumul. Brațele bine întinse, da? Capul în pământ și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bun. Vino sus, relaxează spatele tot timpul. Ok, 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 ok. Bun. Următorul exercițiu, da? Ducem brațele, la fel, poziție întinsă pe burtă, pe sol. Da? Picioarele bine întinse, vârfurile în pământ. Duc brațele, cobor cu coatele cât mai mult și vin întins aici. Capul rămâne în pământ, mă ridic ușor cu corpul de la sol și întind bine. Nu uitați de respirație, dragii mei. Respirați în timpul antrenamentului. Ok? 10 repetări. La fel, aici, da? Vârfurile bine întinse, brațele, palme la nivelul umerilor, merg cu coatele cât mai jos, strâng fesierul, mă ridic ușor de la sol și rămân în poziția asta, în ușoară extensie. Și împingem în față brațele drepte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun! Neața, Dadi! Te rog, Dadi! Bravo, 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 bravo! Relaxează spatele. Ok? Bun! Ultimul exercițiu, l-am făcut și data trecută. Da? Întins pe burtă. Brațele merg în față. Strâng fesierul. Și rotesc, rotesc, rotesc până când vin cu pumnii, da? Pe fesier, da? Revin, revin, brațele bine întinse, merg cu ele în față, da? Deci vom fi întinși pe burtă și vom face acest exercițiu, da? 10 repetări, încep, da? Aici. Sper că mă vedeți, da? Ok, brațele întinse și 1. Da. 2. În ușoară extensie, da? 3. Bun. 4. Ok. Și 5. Bun. 6. Ok. 7. Ok, brațele bine întinse și 8. Ok. 9. Și 10. Ok, bun, relaxează spatele. Relaxează spatele. Bun, 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 bun acolo. Ok.
Ok, bun. Beți apă, dragii mei, beți apă, pauză. Ok, bun. Câteva exerciții pentru postură, da? Pisica, l-am făcut și data trecută. Palmii la nivelul umerilor, împing mult, mă duc, forțez să mă duc cu bărbia în piept, ating pieptul, mult. Și arcuiesc, capul sus, mult. Și încă o dată, inspiră, și expiră bine. Și încă o dată, și sus. Sus. Și expiră. Ok, bun. Scutură. Ok, dragii mei. Cam asta. Ciao, Rosario! Cam asta a fost antrenamentul nostru pentru ziua de astăzi. Vreau să vă spun încă o surpriză, așa cum v-am obișnuit și de săptămâna trecută, după colaborarea mea de Radaway cu Decathlon. Încă o surpriză. Ajungem cât mai repede la 10.000 de like-uri la pagină, iar duminica viitoare, sperăm ca până duminica viitoare să facem numărul ăsta, să facem un live împreună, ok? Deci o să facem un live în așa fel încât să ne cunoaștem mai bine, să avem timp, să vorbim, puteți să-mi puneți întrebări despre sport, despre sfaturi, despre alimentație, să ne cunoaștem mai bine, pentru că foarte mulți dintre noi îmi scrieți și mă bucur de fiecare dată când văd mesajele voastre, fotografiile voastre, filmulețele voastre când faceți cu copiii, voi, și asta mă bucură foarte tare. Nu uitați, like la pagină, distribuiți să fim cât mai mulți aici, iar când ajungem... Neața, tati! Iar când ajungem la 10.000, facem un live să ne cunoaștem și să dialogăm, să glumim și despre situația asta, că până la urmă cred că ușor și-o ne-am și obișnuit. Eu mă bucur că sunteți prezenți aici. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru mesajele voastre și nu uitați, fructul de după antrenament, da? Obiectivul nostru după partea de antrenament este să mâncați în primele 30 de minute un fruct. Aștept mesajul vostru, cu ce fruct mâncați, din ce oraș urmărești acest antrenament, like și distribui și să ne vedem cu bine. Nu uitați, rămâneți acasă, fiți responsabili, dragi mei, fiți activi, zâmbitori și să aveți o săptămână cât mai bună. Ok? Deodată, numai bine!